Aici traseul face o curbă la stânga. Super pista de bicicletă, bineînțeles. Am lăsarul în dreapta. Și ne îndreptăm probabil spre parcul Teiuș. Bănuiesc. De ce pista asta? Asta deja e. Nu mai știu sigur dacă face parte direct din parc. Nu sunt atât de familiarizat cu partea asta. Și mai e prima oară când vin pe aici. Bine că l-am nimerit. Pe instalațiile alea de joacă pentru copii de parcul. Păi, e tare de tot. Chiar dacă plouă, e o parte bună din traseu. E ok. Și atunci parcă am mers pe lângă chestia asta. Veneam pe acolo, pe undeva, parcă nu mai știu. Aha, și uite aici se iese. Sacrifică un pic din teren. Ce face o... Da, e trambulin aici. Mai cu atenție așa. Cam nasol. Aici e iarba asta, poate să te fure. Nasol cu iarba. De la pează. Și aici, în fine. Și mai mie, sigur, ia pe aici. Un pic mai... Mai ok. Și urmează spre finish. Aha, super. Să ne uităm după săgeți de la dreapta, așa. Se merge pe aleea, aproape în față. Dacă era un cioș ceva, sau nu mai știu. Oricum, super parcul.